domnule Stoica, după mai bine de 30 de ani de la ultimul dumneavoastră meci, primiți un premiu de legendă pentru performanța pe care ați făcut-o în sportul și fotbalul românesc. Cum e să mai primiți așa un premiu din când în când pentru ceea ce ați scris în fotbalul românesc? Păi cum să fie, o deosebită plăcere, pentru că au trecut, așa cum spuneți dumneavoastră, atâția ani și totuși am făcut o performanță, nu eu personal, ci echipa noastră, o performanță extraordinară pentru fotbalul românesc. O performanță care va rămâne și, din păcate, care nu va putea fi egalată niciodată. Sunt bucuros, sperăm ca și mulțumit că lumea încă nu ne-a uitat pentru ce am făcut. Și cred că merităm, pentru că am făcut nu numai o performanță frumoasă, și prin jocul nostru am cucerit multe inimi ale suporterilor fotbalului românesc. O viață dedicată fotbalului. La început, când ați fost un copil și ați plecat așa de acasă cu mingea pe Maidan, vă așteptați vreodată că o să aveți cariera asta fulminantă? Nu mă așteptam niciodată. În primul rând că eu sunt din Galația, nici nu mă așteptam să ajung prin București niciodată. Nu mi-am dorit să plec de acasă, dar viața m-a adus la Steaua și norocul că am reușit să facem o echipă extraordinară și să câștigăm niște trofee deosebite pentru noi și pentru fotbalul românesc. Trofee care le vedeam numai la televizor și care până la urmă au ajuns și în posesia noastră. Dar din punctul meu de vedere, nu că am făcut o performanță deosebită, nu numai că am câștigat aceste trofee, ci pentru că am și repetat performanța noastră. Bineînțeles, nu am reușit să câștigăm din nou Cupa Campionilor, dar am mai jucat o semifinală și am mai jucat încă o finală. Să nu uităm de Supercupa Europei și Cupa aia intercontinentală, că dacă pe perioada aceea exista VAR, puteam să câștigăm și acea cupă. Marea performanță, din punctul meu de vedere, este că am reușit să facem aceste lucruri frumoase, să câștigăm aceste trofee cu o echipă formată numai din jucători români. Și așa cum am mai spus, 3 ani de zile am dominat fotbalul european. E o mare performanță, nu trofeele importante, ci faptul că am reușit 3 ani de zile o echipă din Estul Europei, să fim prima echipă din Estul Europei care câștigă Cupa Campionilor și care să domine 3 ani de zile fotbalul european. Când v-ați dat seama că sunteți un fotbalist de succes? Un fotbalist iubit de lume, un fotbalist idol pentru toată lumea? Nu mi-am dat seama niciodată că sunt un idol pentru suporterii echipei Steaua. Am fost un luptător, ca să spun așa. Nu am fost un jucător tehnic deosebit, dar am fost ambițios și am luptat, așa cum spune și dumneavoastră. Am reușit prin să fiu jucător cu cele mai multe jocuri din istoria clubului Steaua, o performanță extraordinară pentru mine. Nu mă așteptam și sunt bucuros că nu a trecut fotbalul, ca să spun așa, prin viața mea fără nicio performanță. Sunt mulți jucători care fac fotbal, dar nu câștigă nimic. Noi am făcut fotbal, echipa noastră, am câștigat trofee, am câștigat inimile suporterilor și suntem mulțumiți că lumea încă ne mai iubește, așa cum spune și dumneavoastră. Din acest trofeu mă simt onorat.